Hello! Cred că e prima oară când ne vedem 2023 pe lumină, deci este prima și prima dată, o premieră. Astăzi facem un Get Ready With Me, să scăpăm de fața asta și să fim și noi drăguțe, simpatice și cât de cât aranjate, pentru că facem Get Ready With Me acesta pentru a merge la un film. Dacă nu știți la ce film, pentru că nu mă urmăriți pe Instagram, ați aflat sau veți afla în vlog, pentru că momentan filmez și un vlog și o să vedeți sau ați văzut, depinde de cum programez eu clipurile. Și vreau să fac musai acest gen de clip, pentru că nu l-am mai făcut de foarte mult timp, mi-a fost și cerut și trebuie să testăm niște produse foarte cerute de voi și mai ales acest concealer de la Too Faced. Știți că v-am prezentat în primul clip de pe anul acesta cu ce am primit de ziua mea și de Crăciun, că fratele meu cu nata mea s-au gândit să-mi dea un voucher la Sephora, din care eu mi-am luat două produse, acest corector. Am mai fost întrebată de prețuri, dar cred că am zis și în clipul ăla, ăsta a fost în jur de 166 de lei, corectorul de la Too Faced, de care nu m-am atins, special pentru a-l testa prima oară cu voi, iar pensula aceasta de blending a fost 50 de lei. Pensulele la Sephora, așa am văzut că sunt între 50, 80, 100, pe acolo. Între 50 și 80 de lei. Și vreau să ne machiem, povestind totodată despre ceva ce mi-a cerut voi mod expres, și anume rezoluțiile, dar totodată și despre sărbătorile care au trecut, pentru că odată cu închiderea vlogmasului noi nu am mai filmat, nu am mai discutat cu ceea ce am făcut de sărbători. Dacă mă urmăriți pe Instagram, poate știți așa cât de cât, dar dacă nu mă urmăriți acolo, am zis să povestesc și doar despre lucrurile astea vom vorbi astăzi, testând bineînțeles produsele. Nu vreau să fac un clip kilometric, cum îmi stă mie în caracter. Și bineînțeles că o să vă arăt și cu ce mă îmbrac, pentru că de-aia e un Get Ready With Me, ce bijuterii îmi pun și așa mai departe. Să fie un clip drăguțel, cât mai avem și noi lumină. E 2:30 și din câte știu eu, pentru că eu stau acasă și lucrez de acasă, după cum știți, lumina ar trebui să țină undeva până pe la 4 și ceva, dar eu la 4 trebuie să fiu deja plecată. Așadar, haideți să ne grăbim. Desfac și eu concealerul, că mă gândeam să încep prima oară cu el, dar stați așa că am uitat să aduc oglinda, domnilor și domnilor. Să nu credeți că am scăpat de oglinda asta foarte urâtă, veche. Este luată de iubitul meu de foarte mulți ani, din Jumbo, cred, și s-a făcut foarte, foarte urât. E o oglindă frumușică așa. Mă vedeți și pe mine acolo, dar păcat că na, nu sunt foarte calitative lucrurile acolo și nu poate să țină la infinit. Și vom începe cu concealerul, așadar începem cu zona ochilor. Pur și simplu așa mi-am propus eu, pentru că dacă îl testăm, păi haideți să vedem cum e. Eu zic că mi-am luat nuanța bună, pentru că am testat-o acolo pe mână și mi-a plăcut cum se vede, dar nu mai știu cum să țin oglinda asta, pentru că aparent se dezmembrează. Chiar trebuie să-mi cumpăr o oglindă nouă, nu musai de dragul de a filma clipuri, dar și pentru a avea în casă. Depufăitorul meu, știți deja, nu vă mai spun. Și haideți să începem cu începutul, să vă și povestesc și dacă mai am produse pe care vi le-am arătat de prea multe ori sau dacă văd eu că m-am lungit cu vorba, o să-mi fac o parte din față și off of camera. Bun, începem cu zona ochilor și aplicăm. Îmi place în primul și în primul rând aplicatorul, mi se pare foarte fain și îmi place că este o nuanță așa mai închisă, mai de vanilie. Cred că vedeți acolo, pentru că are și un subton galben și lucrul ăsta e foarte plăcut, având în vedere că și eu am un subton galben și ca să acopere cearcă. Le-am aici o mică iritație, un coșuleț și să nu vă speriați de burețelul meu. Mereu uit când dau comandă la farmacie să-mi comand ce burețel. Îmi iau toate nebuniile, dar burețel uit. Nu știu cum reușesc. Și haideți să blenduim, să vedem cum intră în piele. Eu am stors, eu sper buretele să destul de bine. Stați să mai storc, am un șervețel aici. De sărbători. Ultima și ultima dată am vorbit cu voi fix în data de 24. Data de 24 a fost destul de obositoare, pentru că am avut multe lucruri de făcut, mi-a dat destul de multe bătăi de cap și toată partea cu gătitul albei ca zăpada, știți deja că nu prea mai a ieșit, a trebuit să refac ceva la cremă, mă rog, să o îngroș mai mult și așa mai departe, dar până la urmă a ieșit foarte bun, am mâncat toată lumea, am dus la toată lumea, mie mi-a plăcut tare mult, nouă ne-a plăcut tare mult, văd că și rețelele astea din Lidl nu mai absorb foarte bine. Și seara, în timp ce terminam ultima plăcintă cu, și au trecut și frații mei cu niște verișoare de ale mele mai mici să ne colinde. Și seara, când mai aveam și eu un pic de gătit, pusesem Home Alone, după ce ascultasem toată ziua colinde, pusesem și noi Home Alone la TV să fie așa pe fundal și să coacem ultima mâncare, și anume plăcintele cu brânză, care au ieșit demențiale. Și stăteam așa, mă sună dintr-o dată una dintre mătușile mele. Mă rog, e mai complicat aici, că nu știți despre cine vorbesc, dar mamă, o mătușă care... Vreau să zic că nu e foarte mare diferența de vârstă, e mai apropiată decât
cât ați crede voi că are o mătușă, nu știu, 50-60 de ani. E mai tinerică, să-i spunem așa, și mă sună. Ea are și niște fetițe mai mici, care sunt veri implicit verișoarele mele. M-a sunat dacă primesc cu colindul. Să nu mă înțelegeți greșit, dar era ora 10 și ceva. Am crezut prima oară că face mișto de mine, pentru că mă gândeam cine, Doamne iartă-mă, vine cu colindul seara. Adică cine vine cu colindul la 10 seara, adică la 8 mai zici. Și au venit cu colindul, ne-au colindat și a venit o gașcă foarte mare. Și verișor, era și fratele meu Ștefan, pe care îl știți, mi-am dat un pic și aici sub ochi, dar nu contează. Îmi place acoperirea până acum din câte văd, dar cel mai important e cearcănile de jos, că sus oricum pun farb. A venit, ne-a colindat și după ne-au luat cu forța să mergem cu ei la colindat, la mamaia și la părinții mei. Și dacă tot după ce am fost la mamaia și am colindat-o foarte frumos, un cântec pe care l-am improvizat, mă rog, pentru că nici nu știam, dar nu contează că am improvizat pe acolo și eu și iubitul meu. Eram o gașcă mare, deci vă zic, abia intram în casă. Am fost la părinții mei și dacă tot am fost la părinții mei, am rămas acolo până spre târziu și practic am luat masa de Crăciun, folosesc fondul de ten VFX de la Pharmacy. Am rămas acolo la masa de Crăciun, ne-am dat cadourile de Crăciun, bine, noi le-am dat a doua zi, adică prima zi de Crăciun cumva. Și am stat, v-am spus, am mâncat bine, ne-am întors acasă și cred că am mai stat puțin și ne-am culcat. A doua zi ne-am trezit. Cam ce am făcut noi în prima zi de Crăciun, iubitul meu din păcate a lucrat a doua zi de Crăciun, eu am lucrat abia a treia, deci am fost un pic mai liberă. Dar prima zi de Crăciun am mâncat, am deschis cadourile, v-am arătat ce am primit, a fost foarte drăguț, le-am dat și lui Marcelino și Ginger, le-am dat cât un plic cu fundițe, le-am împachetat eu așa să fie frumos ca pentru Crăciun. Erau foarte încântați pe acolo, am mâncat, bineînțeles că după Marce a trebuit să facă ceva nu prea drăguț fix în ziua de Crăciun. Dar în ceea ce privește litiera, a ieșit cu ceva ce nu trebuie, dar a fost foarte amuzant într-un final, pentru că acum când ne amintim, râdem împreună și cred că ăsta e cel mai important. Oricum, având în vedere că nu a fost zăpadă, să știți că s-a simțit destul de fain spiritul sărbătorilor. Haideți că mă lungesc prea mult și nu asta este intenția mea. Și am mai stat să facem ședința foto de Crăciun, pentru că anul trecut am făcut ședință foto la un studio din acesta organizat, dar pentru anul ăsta am zis hai să facem acasă, pentru că voiam să facem și cu bradul nostru și să facem în intimitatea casei noastre. Chiar vorbeam cu una dintre voi că sunt mai frumoase pozele astea care nu sunt făcute la un studio, pentru că e în cuibul casei tale, în liniștea ta, e mai natural, e mai sensibil cumva, adică e mai puțin trucat. Așa la un studio merge, îți spune cum să stai, acasă stai cum îți vine ție, cum te apuci, cum... Adică e mult, mult, mult mai natural. Văd că pata asta roșie aici nu se acoperă cu fond de ten, așa că ca să nu mai punem cantitate de fond de ten, punem acest concealer. Chiar sper să fie bun, pentru că la prețul ăsta ar trebui să zbârnie. Îl aplicăm imediat, îl aplicăm aici prima dată și unde mai am eu murbunele, că văd că mi-au ieșit. Și după ședința aia de Crăciun am fost tot la mătușa mea de care v-am zis, pentru că familia mea era acolo, asta în prima zi de Crăciun. Și după am mers la ai mei, după ce ne-am reîntâlnit toți la mătușa mea. Eram din nou o gașcă foarte, foarte mare. Și am stat la e-mail, le-am dat și noi în sfârșit cadourile, după care spre seară ne-am întors acasă și eu m-am pus și am citit foarte mult. Iar pe 26 eu m-am uitat la Emily în Paris, cât iubitul meu a fost la muncă, iar spre seară, vă zic rapid pentru că nu pot să zic că am făcut lucruri foarte, foarte importante, vă zic așa ce cred eu că a fost mai... a ieșit mai mult în evidență. A, bineînțeles, am pachetat cadouri, chiar și a doua zi de Crăciun eu încă pachetam cadouri. Am fost la familia iubitului meu spre seară, a doua zi de Crăciun și a fost foarte frumos, am stat la masă, mă rog, cum e în familie, ca de obicei. Mi-mi place să petrec sărbătorile în familie, nu știu cum e la voi, dar mie mi se pare mult mai frumos decât plecatul prin țări străine sau vacanțe din astea exotice și tralala, nu știu, mi se pare că familia reprezintă Crăciunul și cred că e cel mai frumos mod de a-ți petrece sărbătorile, nu numai de Crăciun, mereu și mai ales de sărbători, când e reuniunea aia, nu te vezi cu toată lumea zilnic. Și cam asta am făcut de Crăciun, pentru că a treia zi eu deja am lucrat și am fost invitați, după job, am fost invitați la nașii noștri. Am fost acasă la nașii noștri, pentru că nu ne mai văzuserăm de mult timp, destul de mult timp. Și am stat, bineînțeles, de vorbă, de mâncare, ne-am întors acasă pe la 11 noaptea, care eram foarte obosit, și pe 28 a fost ziulica mea. Mi-am început-o la muncă, dar colegii de la muncă au fost drăguți și au zis că pot să stau doar câteva ore, după care
să-mi văd de ale mele, pentru că fiind ziua mea, fac și eu una alta. L-am așteptat pe iubitul meu, între timp am făcut pozele acelea, dacă nu le-ați văzut pe Instagram, o să încerc să inserez pe aici. Am făcut pozele cu... în caz că vă întrebați de ce dau cu fundul și nu cu asta, e că asta s-a cam dus, nu știu cum să vă arăt acolo și mi se pare că blendește mai bine fundul, dar o să dau și așa. Am făcut pozele acelea, o să le inserez pe aici cu cărți. Cărțile pe care le-am citit, pentru că am vrut să postez și eu niște poze la vârsta de 22 de ani. Îmi place să postez fiecare dată când e ziua mea o poză, ca să-mi aduc aminte. Uite, poza asta am făcut-o la 16, la 17, am cred că în fiecare an câte o poză pusă de ziua mea și am vrut să fac cu cărțile pentru că au reprezentat ceva important pentru mine în 2022 și pentru vârsta de 22 de ani. Mamă, dar să știți că acoperirea este foarte faină. Nu înțeleg eu ce am aici de nu mi se duce, dar cred că este mai mult o bucată de pieliță care mi s-a luat decât... Da, este o bucată de pieliță. Vai, doamne, nu pot să cred. Mi s-a cojit un coș și apoi mi-a rămas pielița acolo de desubt. Vai, ce urât s-a făcut. Da, așa mai vii de acasă. Haideți că am îndreptat un pic situația. Și asta am făcut pe 28. După poze am mers la cinema. Am fost la un Crăciun de coșmar, care a fost un pic cam... adică nu te aștept să vezi un film de Crăciun așa... sadic. Practic, dacă nu l-ați văzut, este vorba despre un moș care devine foarte agresiv pentru că vrea să salveze o familie de niște hoți, să-i spunem așa, și îi omoară pe toți. Un moș Crăciun. Ceea ce e un pic cam violent. Nu pot să zic că sunt foarte de acord cu ideea, dar a fost și comedie și am râs și asta mi-a plăcut. După care am fost la Cora, pentru că tot pe 28, pentru că eu am... am făcut niște platouri, știți că eu mai fac treaba cu platourile și a trebuit să fac pentru cineva, am făcut vreo 12 platouri aperitive și am făcut câteva pe 28 seara, pentru că pe 30 dimineața trebuia să îi le dau și nu aveam timp să le fac pe 29, pentru că până la 5 pe 29 eram la muncă și de la 5 la 12 nu mi-ajungea să fac tot, așadar pe 29 după muncă am făcut restul treburilor care au rămas. Am făcut 12 platouri, nu știu dacă l-ați văzut pe Instagram, dacă nu o să încerc să inserez poze pe aici, mi-a ieșit foarte bine, bineînțeles că m-a ajutat și iubitul meu. A ieșit super, dar foarte multă muncă și oboseală. Am stat de la, pe 29 vorbesc, de la 5 jumătate până la 3 noaptea. Nu mai știam nimic de ce-i cu mine și cred că lucrul acesta cu faptul că m-am epuizat, să-i spunem așa, pentru că am și lucrat, după care am și muncit aici și totodată faptul că de ziua mea nu am fost foarte îmbrăcată și afară era frig, mi s-a pus capac și pe data de 30 am simțit așa cum încep să răcesc, chiar pe 31... Când toată lumea făcea mâncare, curățenie, se pregătea pentru Revelion, pe mine mă exasperau petardele și urși, pentru că a fost, nu știu, a fost un Revelion foarte aiurea din punctul ăsta de vedere. A fost o săptămână plină de petarde și artificii fără sens și chiar și a doua zi pe 1 și pe 2 din nou artificii și petarde, n-am înțeles de ce, deci n-am înțeles. În orice caz, eu pe data de 1 n-am făcut mai nimic, am dormit în continuu, pe 1 și pe 31, iar Revelionul l-am făcut la familia mea, au venit și niște rude, dar nu au stat foarte mult și am stat până pe la vreo 2, ne-am uitat la artificii din casă, pentru că părinții mei stau într-o zonă destul de faină din punct de vedere a artificiilor, sunt niște oameni pe acolo mai înstăriți, să-i spunem așa, și dau niște artificii, doamne, superbe, și dacă anul trecut am fost la noi într-un loc din ăsta organizat de primărie unde dau eu, ei artificii, anul acesta fiindu-mi și rău, am spus mai bine stăm și le vedem de acasă și au fost foarte, foarte frumoase. Am și postat pe Instagram, dar foarte puțin, pentru că mi-era destul de rău. Am venit acasă și am dormit, iar pe data din 1 și 2 a fost relax, că am fost și noi, bineînțeles, liberi, cum a fost, cred că, majoritatea populației și a fost așa foarte relaxant. Și cam asta a fost tot cu sărbătorile. Au fost niște sărbători foarte calde, dar au trecut mult prea repede. Calde din toate punctele de vedere, să știți. Adică a fost cald și din punct de vedere al temperaturii. Mi-a părut rău că nu am avut zăpadă, cum am avut la Crăciunul din 2021, dar asta este situația. Nu poate să fie mereu cum îți dorești. Și acum simt niște fire de păr pe față și bineînțeles că o să le iau cu pensula asta dacă tot e nouă și... curată. Mă gândesc că o pensulă nouă nu ar trebui să o mai spăl, nu? Voi de ce părere sunteți? Îmi place acoperirea una peste alta, ca să vorbim și despre machiaj. Îmi place, dar nu mi se pare wow. Nu mi se pare un concealer genial, mi se pare cam pe aceeași... Bine, e prima oară când îl testez și vreau să văd și ea la lung.
Dar mi se pare cam la fel cum este concealerul de la NYX. Așa mi se pare mie acoperirea, iar cel de la NYX este de vreo 4 ori mai ieftin, din jur de 40 de lei, deci cred că aș merge pe ăla dacă ar fi să mai cumpăr. În schimb, îmi place foarte mult nuanța, tind să cred că îmi place un pic mai mult nuanța la ăsta decât la cel de la NYX. Să-mi spuneți voi ce concealer cu acoperire foarte mare folosiți, dar uitați, ca să fie treaba, mai pun un strat fix pe cearcăne, ca să ne asigurăm că am pus cât trebuie și să fie acoperit. Sunt curioasă cum au fost sărbătorile pentru voi. Acum e un pic cam tardiv să vorbim despre sărbători, având în vedere că toată lumea și-o arde pe rezoluții și pe hai să fim cei mai buni New Year, nu mi. Ceea ce înțeleg cumva, omul încearcă, pentru că nu mai are sărbători și nu mai are cu ce se lua, încearcă să-și dea un pic de având, presându-se și muncind, ceea ce e de bine. Anul acesta, dacă e să ne rezumăm la rezoluții, să știți că nu am mai făcut ca în anii trecuți. Asta și pentru că în 2022, știți cum e, viața bate filmul. În 2022 nu mi-a mai ieșit toate lucrurile așa cum mi-am propus eu, poate nici nu am muncit pentru ele atât cât trebuia și poate a fost și o perioadă mai proastă de-a mea, să-i spunem, dar cu toate astea, anul acesta am câteva rezoluții, dar mult mai puține. Și am făcut în felul următor, ca să mă asigur eu că rezoluțiile astea nu trec pe lângă mine, sau hai să le spunem obiective. Pentru că sunt un pic cam, nu știu, secată de toate rezoluțiile astea și de New Year, New Me, lucruri pe care știi și tu că pe unii oameni nu se țină decât în luna ianuarie cel mult. Dar, na, omul încearcă să-și dea speranțe în fiecare lună cu ce și cum poate și eu înțeleg lucrul ăsta. Până la urmă, fiecare face ceea ce crede și cum se simte cel mai bine. Nu pot să judeca lucrurile astea, într-adevăr, e un pic cam saturată toată treaba, dar până la urmă vezi de treabă și aia e. Reluând, anul acesta mi-am propus puține lucruri și nu pot să vi le zic pe toate, vă dați seama că multe sunt și personale, dar pot să vă comunic așa câteva dintre ele și voiam să spun că de data asta am implementat un nou mod de a atinge obiectivele și anume mi-am pus deadline și care este modul prin care eu îmi doresc să implementez acel lucru. De exemplu, să spunem că îți dorești o mașină nouă. Îți spui, zic așa, nu e cazul meu, dar îți spui până când o vreau, până pe 1 mai, ce fac eu pentru a avea mașina aia, economisez bani, mă informez despre cum este piața și așa mai departe. Mi se pare mult mai ok așa, pentru că, de exemplu, eu de vreo 5 ani îmi pun pe listă în fiecare an să învăț mai bine engleza. Păi și nu-mi pun niciodată un deadline, păi până când vreau să învăț engleza și ce fac săptămânal pentru a învăța mai bine engleza. De aceea anul ăsta am vrut să merg pe lucruri mai puține, dar pe care mi le doresc cu adevărat. Și să începem cu începutul. Am o listă dincolo pe care mi-am notat. O să vă zic așa câteva, pentru că unele, v-am spus, sunt un pic cam prea personale. În primul rând, haideți să ne rezumăm la citit, că știu că am multe cititoare aici. Fixez fața cu această pudră pe care am prăfuit-o de la MUP, translucidă. La citit îmi propun să citesc 50 de cărți. Asta ca deadline am sfârșitul lui 2023, logic, că până atunci îmi doresc să citesc. Și ce fac pentru a se implementa lucrul ăsta? Citesc 3-4 cărți pe lună, așa mi-am propus eu și bineînțeles că inevitabil o să se ajungă la numărul de 50. Asta ar fi prima chestie, pentru că știu că am multe fete care citesc pe aici și poate le ajută și pe ele ideea aceasta și vreau totodată să îmi fac și dreamboard-ul. Doar că să mi-l fac un pic mai diferit, o să mi-l pun cumva la un loc unde să-l văd doar eu. Chiar vorbeam astăzi cu cineva, n-a fost la unghii, cu doamna de acolo, că e o idee bună să-l pui pe interiorul dulapului, să-l vezi doar tu și eventual partenerul. Că dacă mai ai rude și îți vin pe acasă și tu ai niște lucruri pe care vrei să le ții doar pentru tine și partener, nu e ok să vadă toată lumea ceea ce îți dorești tu. E bine să vezi doar tu ceea ce îți dorești, pentru că nu musai că oamenii transmit energii și treburi, deși și asta e adevărat, dar bănuind că sunt rudele tale, nu transmit energii negative, dar eu mai filmez prin casă și na, nu știu cine mă urmărește și ce intenție are asupra mea și totodată nu aș vrea ca unii lucruri să fie știute decât de mine și de iubitul meu, bineînțeles. Îmi doresc să ajung la o formă a corpului pe care am avut-o în 2020, doar că un pic mai diferită, dar ca și structură și, să-i spunem așa, definire.
Îmi doresc să ajung ca la forma aia și mi-am pus eu ca deadline 1 iunie, iar ce fac pentru asta? Fac sport de 3-5 ori pe săptămână, în funcție de cum îmi permite și mie timpul, pentru că trebuie să recunosc că eu sunt destul de aglomerată în unele zile. Haideți să facem și machiajul în continuare, că așa trece timpul. O să folosesc paleta aceasta de la Essence pentru a-mi contura fața și zona ochilor o lăsăm un pic mai încolo. Ca... am speriat până și mâțele. Ca să ne axăm doar pe zona ochilor și să folosim și pensula aceasta de la Sephora, care e super, super faină. Bun, fixez fața. Fixez, am fixat-o. O conturez. Cer scuze dacă sunt un pic așa mai haotică, este că vreau să fiu cât se poate de explicită și să înțelegeți la ceea ce mă refer. Apoi, ce mai îmi doresc eu? Îmi doresc, nici aici nu o să dau foarte, foarte multe detalii, dar îmi doresc să fac anul acesta ceea ce îmi doresc dintotdeauna să fac, adică să pun, să încep oarecum baza unei alte profesii, să-i spun așa, nu știu cum să zic, ceva ce dintotdeauna mi-am dorit să fac și bineînțeles că asta presupune unele studii și pentru studiile astea m-am gândit eu să le încep anul acesta. Este vorba, dacă nu v-ați prins, de o facultate. Iar dacă mă cunoașteți, știți că eu mereu am zis că mi-am ratat, așa ca să zic, profesia până acum și bineînțeles că trebuie să faci mereu ceea ce îți place, chiar dacă lucrul ăsta constă, n-am mai face niște studii pe o perioadă lungă de timp sau așa mai departe. Anul acesta vreau să mă axez mai mult pe mine, pentru că mi-am dat seama că nefăcând ceea ce pare greu inițial, la un moment dat ajungi să-ți fie greu zilnic, pentru că, și dau un exemplu foarte bun, ca să nu-ți fie ție greu cu o facultate, să zicem, adică tu îți dorești să devii medic, dar te gândești, mamă, medicină, 6 ani, plus rezidențiat, nu știu exact câți ani vin, dacă avem pe aici atât știutori sau persoane care sunt în domeniu, poate să mă corecteze cineva, dar știu că medicina e 6 ani plus rezidențiat. De ce să fac eu asta, că e foarte greu, că o să dureze ceva timp, că nu știu ce, hai mai bine fac o facultate din asta așa să fie făcută și după mă angajez eu pe unde se poate. Păi da, și să zicem că faci o facultate într-un domeniu care nici măcar nu-ți place și ajungi să lucrezi în domeniul ăla sau mai rău nici măcar în domeniul ăla, ajungi să lucrezi ca, nu știu, ceva care nici măcar nu-ți face plăcere. Păi și atunci, pentru greul ăla pe care tu n-ai vrut să-l trăiești câțiva ani, pentru că, într-adevăr, e greu să faci o facultate, având în vedere că ai și viața de adult, nu ești doar un copil care învață și stă la cu părinții, ai viața de adult, trebuie să te întreții în continuare, sunt lucruri pe care trebuie să le faci tu singur, pentru că, fiind adult, nu are cine să ți le facă. Așa o să-ți fie greu zilnic, o să-ți fie greu că nu-ți place ceea ce faci, că nu ești ca lumea sau cum trebuie remunerat, adică ei o sumă prea mică de bani pentru, pentru ceea ce faci și așa mai departe. Deci anul acesta îmi doresc în sfârșit să pun bazele a ceva ce îmi place. Cred că a venit timpul să fac și eu în sfârșit ceva ce îmi place și o să vedeți la timpul respectiv despre ce este vorba. Ca deadline mi-am pus eu august, pentru că atunci o să se depună, bineînțeles, dosarele pentru ce îmi doresc să fac. Cu unele dintre voi am mai vorbit eu, sau cel puțin cu una dintre voi, știu sigur că am mai vorbit despre lucrurile acestea, pentru că se află tot în domeniul în care o să-mi doresc și eu o să, îmi doresc să fiu și eu într-o zi. Haideți să mă uit un pic să văd ce am făcut la fața asta, că poate vorbind aici și lându-mă cu vorba o să uit ceea ce fac și mai îmi fac niște urme frumoase pe față, mă duc la cineva, cinema o să sperii oamenii. Aseară am văzut După înmormântare de Hercule Poirot, carte pe care eu am citit cartea și aseară am văzut și filmul. Și de atunci mă uit mereu că fețele noastre nu seamănă. Dacă ați citit cartea știți la ce mă refer, dacă ați văzut filmul. Fețele noastre, părțile, nu seamănă absolut deloc. Sunt total diferite, foarte diferite. La unul mai diferit și la altul mai puțin diferit, dar tot diferite sunt. Continuând pe lista de obiective, mai am și să-mi fac implantul dentar, ceva ce trebuia să fac în 2022, dar din frică am tot procrastinat, să-i spun așa, și da, s-a ajuns în 2023, eu încă nu am făcut implantul dentar, ceea ce nu este în regulă, având în vedere că trebuie să-mi scot odată măseaua aia de lapte care este foarte cariată și care practic mai e jumătate din ea și să o scot, să aștept câteva luni
să se refacă locul, după care să-mi fac implant. Nu e foarte ușor nici din punct de vedere al durerii, al procedurii. Bine, că nu e foarte, foarte dureros, că nu am probleme cu gingia sau așa mai departe, dar totodată este și costisitor, trebuie să-ți faci și timp pentru lucrul ăsta, pentru că nu poți, tu dacă lucrezi zi de zi și mai ai și viața ta privată, ce să vezi, este cam greu să-ți faci programări peste programări, să te duci, dar trebuie făcut și mi-am pus eu ca deadline implantul să fac tot până în decembrie 2023, că nu contează când îl fac, e important să-l fac. Și ca mod de implementare mi-am propus să-mi scot măsteaua prima și prima dată, dacă nu în ianuarie, sigur în februarie merg să-mi o scot, pentru că este foarte necesar să o scot odată. Mi-am mai propus noi și, bineînțeles, mi-am propus și al meu iubit și-a propus la fel, să mergem într-o țară nouă anul ăsta, dacă se poate cu avionul, dacă nu, măcar să mergem într-o țară nouă. Noi nu am fost niciun dintre noi niciodată cu avionul și, din câte știu, iubitul meu nu a fost nici el în foarte multe țări, bine, nici eu, dar... Vrem să mergem, dacă se ar putea, ne-am dorit noi în Grecia sau, dacă nu, oricare altă țară, undeva prin lunile acestea de vară sau septembrie cel târziu. Nu știm când, nu știm cum, dar ca mod de implementare mi-am propus eu să mă uit cât mai des la oferte și, bineînțeles, să economisesc, pentru că a călătorii nu este deloc ceva foarte accesibil pentru toată lumea și, na, dacă îți dorești să mergi undeva într-o țară străină, îți dorești cât de cât să te și răsfeți, să stai și câteva zile bune. Și mi-am mai pus eu așa ca deadline undeva până la sfârșitul lunii septembrie, pentru că și toată luna septembrie mi se pare în regulă, dar și chiar dacă e mai târziu și nu mergem, de exemplu, într-o țară în asta călduroasă, chiar dacă mergem în octombrie, în Danemarca, de exemplu, eu sunt foarte mulțumită, e important să bifăm o țară nouă, pentru că anul 2022 nu am reușit. Un lucru mai sensibil, să-i spun așa, pentru mine, îmi doresc să conduc și o să spuneți link, ai carnet deja, oricum conduci. Adevărul este că conduc prea rar, spre aproape deloc și în general prin oraș, dar mult prea rar, pentru că am dezvoltat o fobie, anxietate de trafic și de condus. Așa cum v-am mai spus și în clipul cu șofatul și așa mai departe, eu nu sunt pasionată de condus, n-am fost și nu o să fiu niciodată, dar îmi doresc să fiu independentă din punctul ăsta de vedere și mi este greu să conduc singură, adică cu cineva în mașină, să zicem că mă mai urc la volan, dar singură nu mă urc. Dovadă că am carnet de mai bine de jumătate de an, 7 luni de acum, și eu nu am condus deloc singură. Pentru că mi este frică, pentru că am anxietate, mi se strânge stomacul, mi este rău și așa mai departe. Știu multe trucuri, dar asta e și ca deadline mi-am pus undeva până pe la 1 mai, 1 aprilie, pe acolo. Dar hai să zicem 1 mai, mai bine îmi dau mai mult timp să fiu eu, din punct de vedere psihic, pregătită. Undeva până pe la 1 mai mi-aș dori eu să... Haideți să ne și machiem. Să reușesc să conduc, chiar ca mod de implementare să conduc măcar de câteva ori pe săptămână inițial, ca să-mi reintru în ritm cu iubitul meu în mașină, după care să încerc să fac lucrul ăsta și singură. Mi se tot pune un puf aici între sprâncene, e de la un plovor pe care l-am purtat înainte să vorbesc aici cu voi și este un plovor la care îi mai sare blana, nu știu cum să-i spun. Haideți că mi-am făcut și blush-ul și mi-am pus și highlighter-ul și mi-am făcut și un pic sprâncene, mi le-am ridicat așa în sus, nu musai că mi le-am făcut. Deci așa ca acoperire nu mi se pare wow. În ceea ce privește concealerul de la Too Faced, mi se pare mediocru sau cel puțin bun, dar nu mi se pare wow. Nu chiar mediocru, că mediocru aș spune că e ăla de la Pharmacy, de exemplu, sau de la Catrice, sunt mediocre, adică nu acoper nici deloc, dar nici nu acoper cumva. Nu pot să zic că l-aș recumpăra, dar având în vedere că este un cadou primit, bineînțeles că o să-l folosesc și mă bucur că am avut ocazia de a-l testa. Acum să reluăm puțin toată treaba cu rezoluțiile. Una pe care mi-o amintesc, sunt scrise pe o listă și lista este într-un plic și plicul este dincolo, așadar o să vă zic mare parte ce mi-amintesc și care sunt cu adevărat importante, că mi-am mai propus eu unele chichițe așa. Nu contează, îmi propun să mă dezvolt cât mai mult din ceea ce privește pe lângă citit, pe lângă studii și așa mai departe. Îmi propun să mă dezvolt pe partea asta de online, să citesc mai mult, să învăț mai mult, să încerc mai multe lucruri noi și pe YouTube, dar și pe Instagram. Mi-aș dori mai mult să cresc și pe Instagram. Bineînțeles, YouTube-ul va rămâne mereu platforma mea de suflet și mereu o să activez mai mult aici, dar mi-aș dori să îmi strâng o comunitate și acolo, un pic mai mare, că sunteți mai mulți aici pe YouTube și să fac mai multe lucruri pe acolo, să vorbesc pe story, să fac mai mult content și ca mod de implementare mi-am propus să
Încerc să postez măcar de câteva ori pe lună ceva pe Instagram, iar pe YouTube să fiu mereu cu două clipuri pe săptămână, minimum, 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 și să încerc să fiu mai creativă. Iar ca deadline nu am unul aici, pentru că îmi doresc să fac asta tot anul. Cam astea sunt obiectivele mele pentru 2023. Îmi doresc să fie un an mai bun și mai ușor, mai simplu. Știu că nu tot ce e ușor e și bun, dar ușor din punct de vedere al psihicului, adică cum îl simți tu din punct de vedere psihic, și să nu mai simți așa o mare greutate, să-i spunem, dar în rest, ce e de muncă, nu ne ferim, pentru că munca te face cu adevărat nobil, să-i spunem așa. Și bineînțeles că ar mai fi unele lucruri pe care nu pot să le comunic vouă. Sunt două lucruri pe care ne le dorim foarte, foarte mult. Ne le-am dorit și în anul 2022, dar nu s-a putut. O să iau pensula aceasta, care e de blending, dar cred că mai bine aplic fardul cu pensula pe care o am și cu asta blenduiesc, având în vedere că n-are fard pe ea, și aplic un fard de tranziție în pliu. O să fac ceva foarte simplu la ochi, că nu vreau să fiu eu foarte, cum să-i spun, extra când merg în mall. E suficientă lumea care e deja extra din alte puncte de vedere. Îmi place să fiu simplă în general și vreau să fac ceva foarte simplu și rapid, dacă se poate. Și am aplicat doar așa fardul, fără să-l blenduiesc, pentru că o să vin cu pensula cealaltă. Reluând, sunt două lucruri pe care ne le-am dorit și anul trecut. Nu s-au... Na, totul se întâmplă cu un motiv, bineînțeles. Ambele sunt foarte frustrante că nu s-au întâmplat, mai ales unul dintre ele, pentru că este ceva ce ne dorim amândoi foarte mult și la momentul oportun o să vă anunț și pe voi, în caz că o să fie cazul, dacă o să vă anunț, dacă o să se întâmple, o să vă anunț, asta e, e sigur, pentru că momentan lucrurile sunt in the making și aici mi-am pus și aici deadline-uri, dar cum nu pot să vă zic despre ce este vorba, nu pot nici să vă zic ce deadline-uri și ce mod de implementare am, pentru că ar fi un pic ciudat dacă nu știți despre ce e vorba. Și cam astea sunt rezoluțiile, obiectivele mele și bineînțeles îmi doresc să fiu sănătoasă și să am mai multă grijă de mine din punct de vedere al sănătății și să-mi cresc relația pe care o am. Părerea mea că nu este niciodată... Este mereu loc de mai bine și mereu poți să te dezvolți din ce în ce mai mult și tu ca om, dar și împreună cu partenerul. Părerea mea că ar trebui să fie o dezvoltare continuă, nu odată ce sunteți împreună, ai gata, am terminat cu tot și cu toate, ne-am luat, nu. Părerea mea că e o dezvoltare continuă, din ce în ce mai bine, pentru că tu te schimbi, ea se schimbă, lucrurile se actualizează. Este ca la un telefon sau chiar și la omenire, viața de zi cu zi. Totul se actualizează, totul diferențiază de la un an la altul și să nu credeți că partenerul pe care îl aveți lângă voi e la fel cu partenerul pe care l-ați luat acum 4 ani. Sau să nu credeți că dacă partenerului îi plăceau unele lucruri împreună, nu i-ar plăcea și alte lucruri. Să încercați lucruri noi, nu știu, să mergeți la... Să zicem, voi, eu n-am fost niciodată la teatru, pentru că el ți-a zis acum 10 ani că lui nu-i place la teatru. Asta nu înseamnă că dacă nu... sau că nu a fost niciodată, să zicem. Asta nu înseamnă că nu i-ar plăcea, adică mereu omul își dă update și da, noi suntem mult prea prinși oricum și absorbiți de noi în ziua de azi. Toată lumea e absorbită mult prea mult de el, să facă mai mulți bani, să facă mai multe lucruri, dar partenerul este omul cu care stăm toată viața și presupun că toată lumea care are un partener și îl iubește întâi de toate. Dacă aveți și o familie cu el, nu știu, copii, să știți că știu că toată lumea merge pe principiul, n-am copii și nu pot să mă pronunț în privința asta, dar toată lumea merge pe principiul copiii cei mai importanți. Copiii, bănuiesc că nu i-ai făcut singur sau singură, nu? Bănuiesc că i-ai făcut cu un partener și cred că când v-ați sfătuit voi așa, hai, ce-ar fi să facem un copil dacă v-ați sfătuit sau nu știu. A venit oricum pe neașteptate, cred că vi l-ați dorit din iubire, adică nu mai încape iubirea între noi, haideți să aplic cu pensul asta și pe pleoapa de jos. Haideți să reușim să facem o iubire mai mare din noi doi și așa s-a ajuns la un copil. Nu merge pe pleoapa de jos, nu e deloc bună pe pleoapa de jos, nu încercați. Și pentru asta, pentru blenduit, mi se pare un pic cam prea mică, dar poate mi se pare mie că nu sunt obișnuită. Și de-aia cred că partenerul este după noi sau pe aceeași linie, omul de care trebuie să avem cea mai mare grijă, pentru că și relația cu el în sine, pentru că este cel mai important lucru. Și într-o familie, dacă ești, copiii nu pot fi fericiți dacă tu nu ești fericită cu partenerul. E foarte, foarte logic, dar nu facem aici cursuri de parenting sau mai știu eu, pentru că nici nu vreau să mă pronunț. Nu sunt cea mai
nu știu, specialistă persoană din punctul ăsta de vedere, eu doar zic ceea ce cred și ceea ce am mai citit și eu în alte cărți. Am mai auzit pe la alți oameni mai deștepți decât mine, ok, de ce pensula asta s-a făcut albastră? Ah, cred că a stat lângă o altă pensulă albastră. Ok, ce amuzant. Încerc să găsesc o pensulă să-mi fac și pe ochiul, pe pleopa inferioară. Așadar, încheiind cu faptul că vreau să-mi dezvolt relația, cam astea ar fi toate lucrurile pe care mi le doresc eu anul acesta. Sunt foarte curioasă să-mi spuneți voi ce vă doriți anul acesta. Bănuiesc că toată lumea își dorește sănătate, pentru că e cea mai importantă, nu știu, cel mai important lucru pe care îl putem avea și știți și voi că dacă nu avem sănătate, nu avem nimic și lucrul ăsta este adevărat și da, mă chinui cu periuța asta pe care o am din calendar advent de la Douglas din 2021, are și ea o vechime de acum. Și ce mi-ar mai plăcea mie în 2023 este că să văd cât mai multă lume că își vede de treaba lui, nu musai în raport cu mine, dar în raport cu viața în general, că toată lumea are câte o părere și cred că cea mai mare greșeală în viața asta e că toată lumea are acces la a-și da cu părerea în, prin orice fel și fără a fi informat măcar minimum despre ceva anume. Și lucrul ăsta mi se pare un pic cam, nu știu, frustrant așa, pentru că toată lumea își dă cu părerea având în vedere că nu știe situația în sine sau nu are studii în domenii, cum dacă ați văzut și pe grupurile astea de mămici. Știu că mai vorbeau femeile astea care, influencerițele, pe care mai au și ele copii. Odată ce ești pe grupul de mămici, gravidă fiind, toată lumea îți spune, las că ai să vezi tu ce greu e când ai să naști, când ai să ai copil. Cred că și cineva zicea zilele trecute pe Instagram lucrul ăsta, ai să vezi tu ce greu a să-ți fie și dacă ție ți-a fost greu, nu înseamnă că fiecare om o să fie greu. Sau, las că ai să vezi tu când ai să fii adult cât de nașpa e. Dacă ție ți este nașpa, nu înseamnă că tuturor ne este nașpa. Sau, nu știu, las că... A, lucruri pe care le-am întâlnit eu cel mai des de când m-am căsătorit, mă întrebau oamenii, păi și câți ani ai de te-ai căsătorit? Eu fiind și mică, păream gen de 16 ani căsătorită, deci aveam 21 de ani. Și le spuneam, 21, păi și știți, a trebuit la vârsta asta, las că ai să vezi tu mai încolo. Frate, pentru mine e o fericire că m-am căsătorit, îmi place foarte mult și îmi place viața noastră și îmi place viața de familie și e omul cu care mi-am dorit să fiu mereu și să petrec zi de zi cu el și nu există moment în care să nu-mi fie dor de el atunci când pleacă și când nu ne vedem câteva ore simt că mi-a lipsit o eternitate. E o bucurie zilnică să fim împreună și să dormim mereu împreună și să facem orice împreună. Deci nu știu cum e pentru alții ideea asta de căsătorie, dar pentru mine e genial. Adică dacă ai grijă cu cine te iei, nu are ce să iasă nașpa din punctul meu de vedere. Dar așa sunt oamenii, își dau prea mult cu părerea, sincer. E ca și cum doar că eu am avut o experiență proastă cu, să zicem, nu experiență proastă, o fobie de toată treaba asta cu condusul, aș spune cuiva, nu, dar de carnet, e foarte nașpa să ai carnet, nu vezi ce nebunie e în trafic, cum șrupă ăștia gâturile, cum te claxonează. Frate, dacă mie nu-mi place să conduc, asta nu înseamnă că oamenilor nu le place să conducă sau dacă eu am o fobie, că am dezvoltat-o pe parcurs, nu înseamnă că Xulescu o să aibă și el. Și de asta mi-ar plăcea în 2023 să-și vadă mai multă lume de treaba lor, pentru că orice-i faci oricum nu-i bine, oricum nu mulțumești pe nimeni, dar e așa frustrant, mai vezi păreri din astea așa necerute de nimeni, le primești și tu, da, eu nu prea bag în seamă lucrurile astea, că nu pot zic că sunt pasionată de părerile altora, că nici n-am timp să-mi pese de părerile mele, dar de părerile altora. Hai să mai luăm o nuanță, că mi se pare că am făcut cam simplu ce am făcut la ochi, nu pot să zic asta așa mulțumită. Oricum, în ultima perioadă mi-e cam greu să-mi ies din zona de confort la ceea ce înseamnă machiaj, că îmi place să mă machiez foarte, foarte simplu și cred că aș fi o idee bună să vă dau mai în față. Zic eu că este cât de cât mai ok, pentru că mi se pare că nu vedeți nimic, nu știu ce nuanță să iau, haideți să iau henna. O nuanță mai așa de maroniu, să-i spunem maroniu. Suturăm pensula, că nu vrem foarte mult și punem fix aici. Puțin. Așa, ca o umbră mai mult. Îmi place că pensula asta e extrem de fină, deci nu știu, nu pot să spun în cuvinte cât e de fină, dar își face treaba, să știți. Mi se părea mie pentru că eu nu am avut pensule de blending atât de micuțe, dar își face treaba bine. Blendește foarte frumos în piele produsul. Sper că se vede acolo la voi. Încerc eu să vă arăt, chiar dacă eu nu văd ce fac. Super fain. Foarte, foarte. Wow! Chiar îmi place și face treaba bine. Deci pot să zic că îmi place mai mult pensula decât ăsta de la Too Faced, care
din punctul meu de vedere, face cam același lucru ca cel de la NYX. Haideți să terminăm de blenduit ochiul acesta. Mâțele mele dorm aici pe canapea foarte frumos. Oh, e mai mare dragul să te uiți la ele. În fiecare zi când sunt la muncă, ele dorm, bineînțeles, pe pat. Eu am biroul fix lângă pat în dormitor. Și ele dorm așa pe pat și acolo, wow, ce-aș dormi și eu cu voi în pauză, mă mai pun așa cu capul pe ele și foarte cozy, îmi place să stau așa cu capul pe ele, că e relaxant, să știți, că relaxează foarte fain pisicile. Haideți să aplic și în partea aceasta, la ochiul acesta. E fină, e foarte fină, e ca și cum ai te-ai dat cu ceva... Te-ai dat cu ceva fin pe față, un puf ceva, foarte fain. Și să știți că nu prea se duce în pensulă cumva cantitatea de produs, ci chiar se pune pe pleoapă, ceea ce e bine sau rău, pentru că fardurile mele sunt foarte pigmentate, nu știu cât vedeți. Sunt extrem de pigmentate, având în vedere că abia de-am luat. Paleta m-a mai întrebat multă lume despre ea, e aceeași paletă de care vă vorbesc întotdeauna, adică de vreun an de zile. Este de la Huda Beauty. Mă rog... Așa se numește. Foarte faină paleta, are multe nuanțe, un fard din paleta mi-a sărit, dar asta pentru că am scăpat-o eu pe jos. Deci este vina mea în totalitate. Acum că am aplicat mai mult aici, trebuie să blenduiesc mai bine, pentru că nu știu ce m-am mâncat să pun atâta cantitate. M-am gândit că ar fi o idee foarte bună să fac și buzele și să nu mai apar în fața voastră de parcă nu am avut niciodată buze. Mi-am făcut cât de cât machiajul la ochi, dar urmează să ne mai dăm cu ruj și aș mai aplica pe lângă rimel, că trebuie, era să uit. Aș aplica un fard de fată aici în față, pentru că după cum vedeți aici a rămas un pic cam gol și nu pot să zic că îmi place în mod deosebit. Așa că o să iau un fard așa mai ca nuanța asta sau nu știu exact ce fard aș lua. Aș lua pe ăsta, ia să vedem. Pink Diamond. Nu știu cât de bine merge rozul la ce am făcut eu, dar sperăm să nu stricăm ce am făcut dacă le aplicăm un alt fard. Legat de manifestare, eu cred destul de mult în manifestare. Cred că dacă îți dorești niște lucruri și faci ceva pentru ele, nu doar le dorești și atât, cred că se îndeplinesc, dar contează foarte mult... nu știu, și circumstanțele, nu numai ce dorești tu și nu numai ce, nu știu, îți dorești tu să atragi și da, faci o manifestare pe tema asta, contează mai multe lucruri în viață, nu cred că manifestarea este chiar totul, deși este foarte, foarte importantă, nu am zis că nu, adică să nu se înțeleagă greșit. Știu și eu cu toată legea atracției și așa mai departe, sunt niște lucruri pe acolo, nu degeaba proverbul, viața e cum ce faci. Pentru că cum ești și ceea ce faci influențează și ceea ce ai, din punctul meu de vedere. Dar sunt mai multe lucruri la mijloc, e un subiect mai amplu, care e diferit de la om la om, pentru că fiecare are convingerile lui și nu cred că e cazul să încerc să influențez convingerile numărului. Bun, îmi place cum arată, cu fardul ăsta ușor sidefat. Mi se pare că merge foarte bine cu ochii mei, dar totuși o să mai aplic... un fard bubble se numește, care este un fel de șampanie. Îl aplic aici ca să fac frumos trecerea. Și merge să aplici cu pensula asta, ceea ce e super, pentru că ea este atât de fină, doamne, ceva ce nu există. Și bineînțeles că o să aplic și puțin Moon Dust, tot aici, ca să facem un pic mai faină trecerea. Și un pic în colțul interior de Moon Dust, pentru că este ca un fel de highlighter. Bine, un pic cam închis dacă mă uit eu acum, dar haideți că vedem, să vedem ce facem noi aici, să fie bine. Place cum arată, sincer. Cam așa. Sper că a ieșit ceva de bine, nu de rău. Dar una peste alta mi se pare că a deschis cumva ochiul, nu mai aplic și creion pe linia apei pentru că am avut o experiență destul de proastă zilele, săptămânile trecute mi-am brăgat creionul fix în ochi și a fost dureros și de atunci mă cam tem și așa mă. Haideți să aplicăm rimelul, doamne, deci ce am făcut aici nu vreți să vedeți, deci e dezastru total și după trebuie să ne alegem și un ruj. Aș merge pe ceva natural, pentru că dacă îmi pun ruj roșu și eu mănânc, o să se întindă pe acolo, pentru că rujul roșu e mai pretențios. Și nu, cred că e cazul, cred că pe un nude o să mergem. Gândesc eu că ar merge foarte bine. Aplică rimelul acesta dublu, cumva, de la Pharmacy. Mai întâi vin cu pensulița asta care le desparte și apoi aia care umple. Are două pensulițe. Și îmi place tare mult rimelul ăsta.
Și vreau să spun că ține foarte mult, adică eu mă chinui uneori să-l demachiez, dacă nu am apă micelară potrivită, e cam greu. Haideți că mi-am aplicat și rujul, am făcut o combinație dintre... Stați că vă arăt imediat. De astea sunt toate rujurile pe care le-am, dintre astea două de la Pharmacy. Este un nude mai maroniu și un nude mai roziu și mi se pare că a ieșit bine ce a ieșit. Cam așa, mai trebuie să iau eu puțin surplusul, că trebuie să recunosc că am dat un pic cam mult. Mie îmi place ce machiaj a ieșit, nu a ieșit nici foarte complex, dar nici simplu de tot. Una peste alta, ca să concluzionăm cu rezoluțiile, sper că ați înțeles și dacă aveți și voi rezoluții, vă rog să le scrieți, bine, pe care puteți să le împărtășiți cu noi, două, trei, habar n-am, dacă vreți. Să-mi spuneți cum au fost sărbătorile și pentru voi, că stare curioasă. Iar ca produse, pensul îmi place ceva mai mult decât concealerul. Concealerul nu mi se pare genial, nu cred că își merită banii, cel puțin pentru o persoană cu probleme cu cearcăne. Dacă sunteți genul de oameni care pur și simplu vă doriți un concealer, tot nu văd de ce ați dat atâția bani pe un concealer, având în vedere că, nu știu, puteți găsi la prețuri mai micuțe concealere care să-și facă treaba la fel sau chiar mai bine. Și să știți că îmi simt zona puțin uscată, zona de sub ochi, deși e foarte, foarte bine hidratată de către mine. Așadar, probabil tinde să și usuce puțin zona. Asta o să văd eu pe termen îndelungat, dacă e vă țin la curent în vlog. Haideți să ne îmbrăcăm, ne punem bijuteriile și să vă arăt exact cu ce parfum mă dau, că și asta e important și știu că vă interesează pentru că mereu mă întrebați ce parfumul port eu la anumite ținute, așadar haideți să vă arăt prima dată și cu ce mă îmbrac, că nici eu nu știu. Bun, haideți să vă arăt rapid și cum am îmbrăcat, că deja sunt în întârziere. Mi-am pus în primul rând bereta aceasta pe care o am de la Denisa, cercelușii ăștia cu inimioară, de care eu sunt înamorată efectiv. Ca și parfum, m-am dat cu ăsta, îmi place să mă dau cu el în general, că merg la cinema, nu înțeleg de ce, e ok. Este lănțișorul, n-am pe același cu fold. Iar ca îmbrăcăminte, cred că v-am dat un pic cam prea sus, am în primul și în primul rând bluza aceasta, este luată din New Yorker, de acum ceva timp. Stați un pic, că nu știu cum să mă dau. Iar ca pantaloni, am pantaloni ăștia maro cumva, care vin destul de lărguți, ajustați, nu știu cum să spun, și în picioare am bocanci, cam așa mă prezint. Știu că nu m-ați văzut foarte bine, dar cam așa. Vedeți și prize pe aici și toate alea. Și pe deasupra o să-mi iau paltonul mov de la Denisa. Haideți că nu și îmbrăcăm acum dacă tot este. Ca să terminăm cu clipul acesta. Îmi iau paltonul mov. Se vede fain movul ăsta cu alb. Nu știu dacă mi-aș mai pune și ceva la gât, dar mai mult din prisma faptului de a acoperi albul ăsta care se vede. Dar mă gândesc că eu primul o să merg deschiată, deci doar acum cât merg până la mașină o să mă închei, pentru că e destul de frig afară și tind să cred că o să-mi fie un pic cam frig. Dar ce să facem? Ne descurcăm, încheiem rapid năsturei. Mi-am spus eu mereu, nu știu cum, pot să mă pregătesc cu două ori înainte că eu tot întârzi. Ginger se uită la mine cum mă îmbrac. Doamne, fată, că toată ziua mă admir. Ce fac aici? Așa. Și m-am gândit să-mi iau și niște mănuși, pentru că o să fie frig. Și nu vreau să-mi iau mănuși din acelea normale, așadar o să le iau pe astea de la Denisa, care veneau cumva 2 în 1, ca să mi se vadă degetele și să pot să folosesc și eu telefon, cameră și așa mai departe. Vin așa, vin foarte faine. Că ai acces la orice și ca ghiozdan o să iau ceva de la Anastasia, de când mi-a trimis ea ultima oară colet, mi-a trimis acest ghiozdanel pe care îmi place să-l port pentru că este cumva și tip geantă, e destul de safe și fiind foarte aglomerat în mall, pot să-mi țin camera, telefonul și așa mai departe în liniște, plus că parcă roșu și cu mov merg foarte, foarte bine împreună. Și cam asta sunt, gata, echipată, pregătită de film. Să-mi spuneți cum vi s-a părut acest clip, dacă v-a plăcut și, bineînțeles, aștept să-mi scrieți în comentarii tot ce v-am rugat eu. Stați că paltonul ăsta are și un cordon în talie care ar trebui și legat frumos, să se vadă bine și eu să mă dau un pic mai în spate să vedeți exact tot outfit-ul. Știu că mă vedeți fără cap, dar cam așa mă prezint. Hello! Și bocancii în picioare. Eu zic că e suficient pentru cât de frig e afară. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!